este ușor să fii alături de copilul tău și să-l urmărești și să-i dai și tu energie ca părinte. Pentru că schimbul ăsta de energie între părinte și copil e instant. Da? Tu dacă te apropii de copilul tău când își face temele cu o energie bună, pozitivă, sunt aici pentru tine, să te ajut, să te susțin în ceea ce faci, nu să fac în locul tău tema, energia ta bună, chiar dacă tu ești obosit ca părinte, dar asta e treaba ta că ești obosit și că ești epuizat ca părinte după serviciu, dar totuși vii cu energie pentru copilul tău, trebuie să-ți păstrezi tot timpul o rezervă pentru copilul tău, îi dai din acea energie, din acea motivație. Și astfel putem să susținem copilul nostru prin energia bună, pachetelul acela de energie pe care îl păstrăm pentru el, indiferent ce am face, trebuie să avem ceva pentru el, mai ales la teme și mai ales când copilul depune efort, îi dăm din răbdarea noastră, din atitudinea asta care îl susține, un pic de motivație, un zâmbet, o mângâiere, o atingere. Hai că pot, sunt aici lângă tine să te ajut unde. Știu că ești obosit, dar încercăm să mai facem încă un pic, încă un pic. Cu sprijinul acesta, când copilul simte plasa aceasta de siguranță, își mobilizează. Vin și alte resurse, vin și de la tine și răbdarea este un proces. Să ajungi la calitatea aceasta a răbdării este un proces, dar susținut și când mai putem, mai putem un pic. Nu mult, un pic. Și copilul înțelege lucrul ăsta.